O mamă și-a forțat copiii să mănânce săpun și să facă dușuri fierbinți, în timp ce ea mânca mâncare gătită în fața lor. În acest caz, Cheryl Pickles și partenerul ei, Andrew Hedwin, au fost condamnați pentru abuzul sistemic asupra copiilor lor, care includea să-i forțeze să mănânce săpun, să îi închidă în dulapuri și să-i oblige să facă dușuri și băi fierbinți. Cei doi le tăiau accesul la mâncare și îi lăsau pe copii să caute resturi de mâncare în gunoi, iar uneori comandau mâncare gătită la pachet și obligau pe copii să-i privească cum mănâncă în timp ce stăteau în poziții de stres. Procesul în care cei doi sunt acuzați de rele tratamente împotriva copiilor a durat 4 ani și a implicat peste 150 de martori. Abuzurile au fost dezvăluite în 2018, când unul dintre copii a vorbit despre ce li se întâmplă. În urma procesului, Cheryl a fost găsită vinovată de 5 capete de acuzare, printre care cruzime față de copii și pervertirea cursului justiției. Iar iubitul ei a fost acuzat de 3 capete de acuzare, inclusiv violul asupra unui alt copil. Bărbatul a murit în închisoare în februarie, iar în prezent se desfășoară anchete pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc decesul său. Cheryl Pickles a fost condamnată la 12 ani pentru cruzime și la 3 ani pentru pervertirea cursului justiției, pedepse care vor fi executate consecutiv. Relatează okchin.de.